Aproximativ 1000 de persoane din Cavnic vor primi înainte de Crăciun tichete cadou în valoare de 30 de lei. Ne-am gândit și la persoanele vârstnice din oraș, toți vârstnicii și toate persoanele cu probleme, cu dizabilități, nevoiași și persoane ajutorate vor primi câte un tichet social în valoare de cadou, în valoare de 30 de lei, circa 1000 de persoane vor primi acest tichet. Deci dacă vă gândiți, 1000 de persoane primesc tichetul, 700 copii primesc pomul de Crăciun, deja 1700 de localnici din cei 5000 beneficiază de ceva de la primărie. Administrația locală din Cavnic oferă în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, astfel de tichete cadou cetățenilor cu venituri mici.